Catedrala Adormirea Maicii Domnului din satul mare a îmbrăcat haină luminoasă și a doua zi de Paști. După ce de înviere credincioșii primei parohii ortodoxe din municipiu au primit Sfânta Lumină de la Preasfințitul Părinte Arhiereu Vicar Timotei Sădmăreanul, astăzi Sfânta Liturghie a fost oficiată în monumentala biserică de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Răspunsurile au fost date de corul Doxologia al parohiei. Venim tradițional la a doua zi de Crăciun, a doua zi de Sfintele Paști. În prima zi, Preasfințitul Timotei Sădmăreanu le face bucuria credincioșilor să fie cu ei. În noaptea de înviere, deci a fost prezent, săvârșind slujba învierii și Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Această minunată zidire, ctitorie pentru veșnicie neobizantină înălțată de Armata Română a devenit, alături de alte frumoase biserici, monument de arhitectură și monument istoric, restaurat atât de minunat de către Părintele Cristian Boloș, parohul, printr-un proiect european. Vin credincioși în număr foarte mare, în noaptea de înviere, la toate sărbătorile Sfintelor Paști și în duminicile și sărbătorile de peste an, pentru că sunt legați de catedrala lor, ca și de celelalte biserici noi construite în municipiu. Are arondat peste 3500 de credincioși. Părintele Cristian este împreună cu Părintele Radu și Monca, doi preoți tineri, vrednici, harnici și competenți pentru a păstori credincioșii care au multă iubire față de Biserica lui Hristos. Îi mulțumim Preasfințitului Iustin pentru Sfânta Liturghie arhierească săvârșită. Îi mulțumim pentru minunatul cuvânt de învățătură pe care l-a rostit. De asemenea, profit de acest prilej pentru a mulțumi tuturor credincioșilor noștri care ne înconjoară cu dragoste în fiecare zi din an. Le mulțumim pentru jertfelnicia lor, le mulțumim pentru răbdarea lor și totodată mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a evenimentelor prilejuite de prasnicul învierii Domnului Iisus Hristos. Parohia Adormirea Maicii Domnului din satul mare desfășoară frecvent acțiuni social-filantropice, dar și activități și cateheze dedicate copiilor și tinerilor.